În școlile și liceele din Giurgiu sunt sute de familii care fac eforturi deosebite pentru a-și trimite copiii la școală. Multe dintre ele nu au bani nici măcar de rechizite, de aici și inițiativa deputatului Nicolae Florian de a le întinde o mână de ajutor. După ce s-a interesat la fiecare unitate de învățământ despre numărul copiilor cu posibilități financiare reduse, Nicolae Florian a cumpărat rechizite pe care le-a așezat frumos în cabinetul său parlamentar. Tot aici au venit și directorii școlilor giurgiuvene, care în baza unui proces verbal au ridicat pachetele. Printre ei, directorul școlii numărul 5, care a ridicat 86 de pachete. Este un gest umanitar, un gest care vine din partea unui prieten. Domnul deputat deja este familiarizat cu școala noastră, a participat în anul școlar trecut la toate activitățile pe care noi le-am organizat în școală, culturale, sportive, artistice, și dânsul ne cunoaște, ne vizitează săptămânal. E un lucru foarte bun. Sunt familii defavorizate care sunt ajutate de către domnul deputat. Asta face ca să le fie viața mai ușoară și să îi motiveze pentru a învăța mai bine. Fiindcă vorbim de copii defavorizați, câte pachete ridicați astăzi? Pentru câți copii? Pentru 86 de copii. Am o clasă, clasa a treia B, care într-adevăr sunt 22 de copii din familii foarte defavorizate. Deci n-au posibilități, le dăm noi rechizite, îi ajutăm cu hâinuțe, cu tot ce trebuie ca să le asigurăm accesul la educație. Pachetele cu rechizite destinate elevilor nevoiași conțin ghiozdan, caiete de toate tipurile, bloc de desen, pixuri, creioane colorate, plastelină, de fapt tot ceea ce îi trebuie unui copil la început de an școlar.